Liceenii îndrumați de profesoara de educație plastică au ales să amenajeze expoziția în holul școlii, astfel încât să poată fi văzută de cât mai mulți dintre colegii lor. Pornind de la ideea de tradiție și valori de patrimoniu, tinerii au căutat și au și găsit, prin lăzile de zestre, din podurile caselor, obiecte vechi și de peste 100 de ani, de la costume și țesături populare până la obiecte de uz personal și gospodăresc. Obiectele colecționate și prezentate datează, unele mergând până la o perioadă chiar de 100 de ani, apoi variind la o perioadă de 70, 50, 40 de ani, perioadă comunistă, care pentru tinerii noștri este perioadă istorică. Printre exponate remarcăm lucruri deosebite, obiecte chiar excepționale, cum sunt evantate mătase de la 1900, care aparține colegii noastre Iancu Ana Maria de la clasa 11D, ie de la străbuniții din Conțești, Stan Lelia, de la clasa 11D, o pereche de opinci din perioada 1950-1955, chiar de la mine de acasă le-am găsit în podul casei, opinci care au aparținut străbunicului, făcute din piele, lucrate manual, de către un meșteșugar. Având în vedere entuziasmele elevilor și implicarea de care au dat dovadă în realizarea acestui proiect, conducerea liceului își dorește ca astfel de manifestări să devină o obișnuință. Aș vrea să devină o tradiție, astfel încât an de an, înainte de sărbătorile de primăvară, în liceul nostru să se organizeze astfel de expoziții, tocmai pentru a-i face pe elevi să conștientizeze valoarea tradiției, a folclorului în existența milenară a poporului român. Expoziția Valori patrimoniale din familie va rămâne deschisă pe coridorul liceului pedagogic timp de câteva săptămâni.